Informație, o femeie s-a trezit cu accent rusesc după operație. Nu este scenariul unui film, ci realitatea unei paciente din Texas care suferă de un sindrom pe cât de bizar, pe atât de rar. Este vorba despre așa numitul sindrom al accentului străin. Da, și încercăm, doamnelor și domnilor, să luăm legătura în acest moment cu colega mea, Nati Badea, corespondent Antena 3 CNN în Italia. Nati, te ascultăm. Bun găsit, Maria Linda, bun găsit tuturor. Un caz misterios în Texas, o femeie în vârstă de 39 de ani, după ce a suferit o banală operație de hernie de disc, s-a trezit din anestezie și a observat cu stupoare că are un foarte puternic accent rusesc atunci când vorbește, deși spunea nu a fost niciodată în Rusia și nici nu are legături cu această țară. Ei bine, medicii, după ce au evaluat-o și au luat mai multe posibilități în cal, fără să înțeleagă despre ce e vorba, acum consideră că ar fi vorba despre sindromul accentului străin. Femeia a fost ajutată de un logoped și de un psiholog pentru a vorbi din nou așa cum o făcea înainte, însă ulterior, după ce a scăpat de accentul rusesc, acum mai nou are accent australian. Ei bine, acest sindrom al accentului străin a fost descoperit de neurologi la începutul secolului 20, iar din 1907 până acum au fost diagnosticate aproximativ 100 de cazuri în lume. Este un sindrom extrem de rar care este de obicei cauzat de leziuni în centrul limbajului din creier sau de o traumă psihologică sau de o tumoare. Însă medicii au analizat-o pe toate părțile pe femeia din Texas și au constatat că nu are niciun fel de leziuni pe creier care ar putea să provoace acest sindrom. Așadar, încă se caută explicații pentru acest fenomen absolut neobișnuit, iar femeia, pe de altă parte, săraca, speră să fie ultimul accent pe care îl deține și să-l corecteze și pe acesta, astfel nu va trebui să mai dea atâtea explicații despre proveniență și despre modul straniu în care vorbește.